Ai o metodă anume de a motiva jucătorii. Păi întrebați-i pe ăștia întreba ultimi, acum că văd că Sorescu cu marchează meciul. Meci de meci, da. Văd că niță e cel mai bun, e al doilea portar din Turcia, ca cifre și ca orice acum. Denis Drăguș n-a avut niciun sezon cu mare acum și are o sumedenie de oferte și eu mă bucur pentru el. Maxim, iară, pasă de gol. Da, nu știu. Le, îi oblig, în gesturile care le fac față de ei, îi oblig să-mi dea înapoi. Și mi-au jucători care cred că îi pot fiindcă nu mi s-a întâmplat doar cu... Mi s-a întâmplat cu Alibec mi s-a întâmplat cu Budescu, mi s-a întâmplat cu Găman, mi s-a întâmplat cu Săpunaru. Adică pe toți, toți au fost la un nivel. Boldrin, mie niciun jucător care l-am luat nu mi-a dat kicks afară. Niciun jucător. Dar mi asum și o anumită responsabilitate, fiindcă mi-au jucător români și îi să joace. Păi asta e, ce ești printre puține preu... antrenori care iei jucători după tine sau la echipele la care ești tu român. Marea Peste -a să feresc. Luat. Peste tot am luat și le dau și îi îmi dau înapoi și sunt William de morim l-am adus pe urmă la Kayseri și mulți, săpunarul cu mine la Kayseri, senzațional am no, o relație și acum specială cu el deci am rămas în... ce să spun l-am ajutat, pratica, m ajutat. Sunt niște riscuri Mar, păi mari, mari, mar, și... mar. Păi dar toți strâmbă din nas. A, oh, ăsta i-a dus, că ia bani de la jucător, că face transferuri, că aduce mm. români, că nu știu ce, că nu știu cum. Conspirati. Și acum, păi, dacă... și acum nu știu ce să zic că ia pe la Gaziantep, că de, marchează uh, cu Beșictaș, marchează Drăguș și Sorescu, acum marchează iară Sorescu. Nița uh, fără penalti. Nița fără penaltii. ce să, ce să spun. Mm. Dar asta este, sunt, uh, sunt alebele, sunt probabil... Nu știu, am darul ăsta de a mă face, de -a mă face plăcută în relația cu ei, de foarte multe ori mai le fac și cât un cadou. Știu și cadou jucătorilor? Da, de da. foarte multe ori. Da. da, echipei sau așa? Și echipei, lor? și da. echipei, și anumite bonusuri, și da, știi. Asta ești. tot de la domnul Lucescu? Cu motivarea nu. asta și. Așa nu, nu, așa? nu, 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 Asta practic eu am. Așa mi a venit și. Ai mai... ajutat și cu bani? Ce s-a Jucători care treceau printr-o perioadă mai proastă sau când erau probleme la Astra, de exemplu. Ai că ai fost nevoit să apelezi și la propriul buzunar? În momentele alea nu duceam, adică nu eram așa de bine financiar. Și nu-mi permiteam. Acum aș putea. Atunci Dar și nu e ca cazul și... că în Turcia dar se cam dar, plătește, da. Da. în Arabia, da, 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 nu avem, nu avem probleme. <laughs> nu, dar, în general, ajut. Ajut. Adică, și aici mă refer și la mai multe gesturi pe care le-am făcut și pentru oameni care trec până în perioade dificile și asta dar nu este nu, niciodată n-am vrut să să ies în evidență Pai și să, e o virtute, să se facă să nu... Nu, nu să se facă public sau ceva de genul ăsta și am mai făcut și donații și dar nu niciodată n-am apărut să, să că nu de unde dai de acolo îți dă Dumnezeu și nu Pai e bine eu. să te lauzi fiindcă dacă dacă ajut o faci din suflet o fac din la suflet la da eu. și nu să ajuți trebuie să o faci în momentul în care îți cere cineva. Adică eu uh, să-l ajut pe Robert acum. Pentru ce să-l ajut? No. Dar dacă ajunge Robert să aibă nevoie de ajutorul meu, îl ajut. Păi cum să spune? Că, că zici, e facerea de bine e da, da, de, da, 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 de, de, de E În momentul în care eu fac un bine, îi fac omului care are nevoie și care îl simt că este de jos când într e e sete. Anumit. e Alții te împing mai jos. Când e jos, dacă mai stai doar cu cu așa, te bagă de da, Da, mă, să asură. nu te mai chinui, ia da. să nu mai respiri. Auzi, Șumi, dar românii de la Gaziantep uh, au regretat plecarea ta și mai ții legătura cu ei? Păi și el mi a dat mesaj de la echipa națională când au ajuns, da, toți. Au venit la hotel. În tu practic împins la națională. În afară că i am, nu, eu și acum eram la Gaziantep dacă vroia. Dar ce, într-adevăr, problemele familiale. familiare da, te-au da, făcut da, să da. renunți acolo și decurs, că s-a tot scris că ai de fost demis, că... Nu, 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 niște prostii, acolo, așa. dacă eu eram demis, trebuia să iau contractul până la sfârșit, eu am plecat cu banii la zi, că am înțeles cu ei, am dat mâna cu ei și am o relație specială. Și special. ce a apărut în presa și... din Turcia cu jucătorii, că ai fi spus tu că te lucrează unii jucători? Că... Nu am avut niciun fel de problemă cu niciun jucător de acolo. Au venit la mine, am mesajele, pei am mesaje de la Gradel care este, a câștigat Cupa Africii capitanul echipei naționale a Codivoara, a Costei de Filde. Mi-a mm. masunat și mi-a zis că am fost unul dintre cei mai buni antrenori cu care a lucrat. Și am avut jucători care toți m-au sunat, românii au venit toți la, 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 la hotel în momentul în care, care am plecat, dar asta am simțit la momentul respectiv și am vrut și să creez un șoc. Eu practic pierdusem un singur meci. Da. Eu câștigasem la Istanbul Sport, făcusem egal pe Gaziantep cu mine, niciodată de la 1-0 să conduc să pierdă 3-1, cum a pierdut la Rize acum ultimul da. meci. Sau să ia 3 goluri în deplasare. Eu n-am luat 3 goluri la Gaziantep. Nu l nici ga Galatasaray m-a bătut minutul 90, 2-1, cu 50.000 de, de spectatori și Fenerbahce m-a bătut minutul 84. Plus că ai avut de două sau de trei ori 2-0. 2-0 și am făcut 2-2 în decurs de două minute, da. unde nu știu cât mai ține de antrenor. Ține mm -hmm. de șmecheria lor și de șmecheria jucătorilor. Dar uh, n-am... Uh, tot ce m-a făcut să renunț la problemele, de, au fost probleme familiare și am vrut să fiu alături de familie. Chiar un membru al familiei și nu vreau să nu, așa a, survenit, a, avut o intervenție chirurgicală acum trei zile, mă bucur că este bine, au probleme, nu știu, au venit una după alta, de, deci eu de două luni de zile nu mai mă puteam gândi la fotbal. Deci am avut o perioadă e, în care mi-a fost foarte greu să mă gândesc la fotbal, gândindu-mă gândindu și având relația asta specială cu soția mea, care suntem de 30 de ani împreună, și știam până ceea ce trece și că nu poate să mai ducă, practic nu mai putea să mai ducă ceea ce îi se întâmpla. Și, ai vrut să fii alături. și am vrut să fiu alături, da. Nu mai m interesat. I-am lăsat la un punct de salvare momentul ăla cu 5 beciuri care le au acasă meciuri accesibile și cu rezultatele directe, fiindcă am bătut 3-0-3-0 și la și și la Alania Sport, adică o, meciuri care și 0-0 la Hatai cu care se bat ei, dar văd că acum pun în succesul ăsta de la Rize, unde nu m-a așteptat s-au dus la două puncte deja de, de locurile de, de salvare. I-am luat practic cu 0 puncte după 5 etape, gol averaj 1-10 și în primele 8 meciuri am avut 5 victorii. Adică eu, dacă vă uitați în cariera mea ca de antrenor, toate echipele care le-am luat, niciuna n-am lăsat-o mai jos cu un loc de când am preluat-o. Niciuna. Dar nu, nu voi mai face greșeala să mai au echipe pe parcurs. Dacă îți vine mâine o ofertă, nu, nu te-ai duce și mii? Infer că vorbim de Superliga sau de afară de undeva. Dacă să rezolvă problemele pe care încă le ai, și încă o dată aici da. cu mii de mulțumiri că ai acceptat să, să vii, uh. uh, ai, ai mai ai dat curs unei oferte așa, să te duci, de exemplu, să te Bă, iau scris echipă... Mi-a un președinte de club și mi-a zis, eu te cunosc acum, zice, degeaba, tu zici că ai probleme care le-ai, dar tu peste o săptămână vrei să antrezi. mi mm -hmm. Mie lipsește, eu în 19 ani de carieră n-am stat o lună acasă. Adrenalina aia îți lipsește. Da, îmi lipsește. Dar te-a și îmbătrânit, așa ce o spune un fost da, coleg. Da, 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 am, ce să mai... Te -a -a terminat. Eu, eu, ce să, eu nu dor înainte de meci, nu dor după meci trei ore înainte la stadion cu staf, am un staf foarte, foarte bun, cred că este cel mai bun staff din România, din punctul meu de vedere, care mi l-am format și mi-a fost greu să-i țin lângă mine, greu, dar foarte, foarte bun și aici mă refer la Petre Cristian, care a fost coleg cu mine la Sportul și care a lucrat și la Rapid și foarte, foarte bun secund, Gabi Mărgărit la fel, am un preparator fizic, Ciprian Moscu, drept dovadă, am lăsat gazia în cu 25 de jucători, nu există nicio echipă în Liga întâi din Turcia să n-aibă o problemă musculară Niciunul nu are nicio problemă musculară în momentul de față. Și e ritm în Turcia. Un, un preparator fizic senzațional, deci care l-am cu mine de 5 ani de zile. Și am un, am un statistician și un analiz video, care este și antrenor secund și este unul dintre cei mai buni din Turcia, care îl țin cu mine de 8 ani de zile și energe în turc care a lucrat cu Shota Arvelația, a lucrat la în Sport 7 ani, la Casim Pașa 6 ani, 2 ani la, la Galatasaray și nu mi-a fost ușor să-i mulțumesc. Eu, când, în momentul în care semnez un contract, eu întind rezolv problema staffului. După -a care, fie mulțumiți? Toți. Chiar dacă asta vorbesc, înseamnă mai puțin vor... pentru tine și da, Da, vorbesc da. cu fiecare. Le spun, asta poți să să-ți ofer. Tu negociezi pentru ei și umii? Da. Nu negociați. Da, ei ei. ei nu au tu. nicio treabă. Nu mai uh -huh. eu mă duc și la reziliere dacă mă duc, și la momentul de. Deci care tu ești contoasă. șeful staffului, Principalul, tu rezolvi. Niciodată tot. nu au plecat nemulțumiți, de aceea au stat și au făcut. simți au făcut sute de mii cu mine. Da. da. Dar uh, merită. Sunt niște băieți extraordinari care, eu dacă stau acasă, îi antrenează fără probleme. Știu da? ce au de făcut. Da, ne înțelegem. Atât doar, de bine vă cunoașteți. Doar din priviri ne înțelegem, știm ce avem de făcut, se înțeleg foarte bine între ei. Deci, din punctul ăsta de vedere, dar e, sunt și bară, rezultatele lor. Tu da. când ești pe bară, ei și sunt ei și ei sunt pe bară. Da, <laughs> da, adică bară. sunt solidari cu tine și așteaptă... Nici pe păi nu rămân. Pe păi acum au vrut să-i oprească pe doi dintre ei. Și n-au vrut. Nu. Nu există. Asta e o clauză care face parte din contractul meu. Mm. În momentul în care eu întrec în contract, în momentul te în te care duci cu eu stafful, reziliez, pleci cu staff. Plec cu staful. Nimeni nu rămâne. E clar. Auzi, ai văzut imagine de la Ploiești, de seară de după meci? cu antrenorul interimar care sărea prin tribună pe da, acolo, -a fiind, zicători, de, fiind în, echipa lui, lui Pârvu a fostului antrenor? Da. Nu știu. Fiecare cum își așterne așa doar. Eu nu eu am avut probleme cu staff în momentul în care am plecat, chiar dacă aveau salarii de 10-15 mii de, de, euro, n-au rămas niciodată în urma mea. Nici nu, nu se pune problema. Adică, dar și eu în momentul în care i-am mulțumit. În momentul în care am reziliat, probabil că l-am mai plătit mulțumim. un salariu de la mine în plus. Zic, fiecare luase cât un salariu. Momentul în care, uite, îți dau un exemplu, eu acum aveam, dacă salvam Gaziantepul, aveam 200.000 de euro, dacă în prima ligă. Da. Prima, numai prima, 200.000. A, a ta sau pentru tot? A ta personal. a mea personală. Da. 200.000. eu în momentul în care aveam uh, 200.000 de, de așa, le-am spus la fiecare, am stres, am făcut o ședință și am zis: să "Aveți câte 15.000 fiecare din staff." Ei, neavând Neavând. A zis că aveți 15.000 fiecare și eu rămân 25. 125. Deci sacrificai da de exemplu. la tine aproape jumate. Dar nu să, nici nu mă interesa, nici nu mă interesa. Eu aveam, îți mai dau un exemplu. Eu stăteam la hotel de 5 stele. Staful meu la hotel de cinstele cu mine, nu unul acolo, unul acolo, unul acolo. Nu, ca să ne prin tot. Nu, ca Când să ne mai la tine în cameră, să de ședințe. Trebuie să discutăm, hai da. să pregătim antrenamentul, ne întâlneam la micul dejun, pregăteam antrenamentul, mergeam cu două ore înainte, făceam analiză video, le arătam jucătorilor de ce facem asta săptămâna respectivă, fiindcă eu săptămâna respectivă schimbam ciclul săptămânal. Mm -hmm. Nu eram, fiindcă pregăteam, de exemplu, săptămâna asta cu cine jucăm? Cu ca Pașa. ce trebuie să-i facem cu ca simpașa? Pressing. Pregătim pressing. Uitați ce avem de făcut. Intram cu ei în sala de ședințe, noi pregăteam înainte, le arătam. Uitați, asta facem astăzi, antramentul de astăzi, după care măceam pe teren și lucram. Unde sunt periculoși ca simpa, și aici? Ce trebuie să facem? Să ne retragem în tranziția negativă foarte bună. Uitați, astea sunt exercițiile care le lucram. Făceam înainte de antrament, ieșeam. de Astea sunt niște secrete hmm. de antrenor care nu trebuie să de le spun. Da. Dar, na, în fine. Și de aceea spun că am un staff foarte bine pregătit din punctele, toate punctele de vedere și care. Nu sunt rezultatele mele, nu numai ale mele, sunt da. în mare proporție, rezultatele ai, da. sunt se împart. Și asta vreau să spun, că nu... De exemplu, eu aveam o primă stimulată în la fiecare meci, da, de, punct. De, de punct. de punct, da. e, Și din prima aia eu o împărțeam îi. cu ei. În afară de prima care era dată de Bașcan în hmm. cabină. Deci, deci,